Învecurez pe Exodus cuvântul Domnului la Mica, capitolul 1, versetul 12. Mica, capitolul 1, versetul 12, pagina în Biblie 895. De asemenea, cei ce sunteți cu mine în Biserica Emanuel sau la internet, urmăriți pe ecranul computerului sau a televizorului sau aici înăuntru a monitorului acest pasaj biblic. Și cuvântul acesta spune în felul următor. Pentru că locuitorii din Marot așteaptă cu îngrijorare binele, dar răul a coborât de la Domnul la poarta Ierusalimului. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu mesajul de astăzi voi conclude acest serial special de 12 mesaje intitulat Caracter și răsplată. Și apoi, dacă Domnul ne va ajuta, bineînțeles, vom începe alt serial, alte seriale. Înainte de a rosti mesajul propriu-zis, permiteți-mi să fac câteva specificații legate de traducerea pe care am folosit-o. Eu am folosit traducerea literară nouă din anul 2001, care este bazată pe traducerea literară Cornilescu 1931 și adusă la zi. Cornilescu a făcut 6 traduceri diferite, pentru cei ce nu cunoașteți lucrul acesta. Este traducerea clasică pe care o folosim, este această traducere literară din care eu am citit și, bineînțeles, are încă alte variante, pentru că, așa cum ați auzit de multe ori, Biblia este foarte greu de tradus. Dacă vă uitați în textul clasic Cornilescu, pasajul spune în felul următor. Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a coborât nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. Iar Biblia, varianta oficială a Bisericii Ortodoxe Române, traducere 1999 sau updated 1999, adusă la zi, spune în felul următor. Cum să nădăjduiască locuitorii din Marot că le va fi bine când nenorocirea de la Domnul s-a coborât la porțile Ierusalimului? În ideea textului pe care am citit-o pentru prima dată, pentru că locuitorii din Marot așteaptă cu îngrijorare binele, dar răul a coborât de la Domnul la poarta Ierusalimului, în această idee traduce King James Version, deci varianta englezească, Holman Christian Standard Bible și New International Version. Care este ideea? Ideea este următoarea, frați și surori, doamnelor și domnilor. Sunt oameni pretutinde, inclusiv în biserici, care așteaptă să le meargă bine. Și în timp ce așteaptă să le meargă bine, răul vine peste ei. Necazul, nenorocirea, apăsarea, mâna Domnului, mânia Domnului. De ce? De ce? Pentru acest mare adevăr și nădăjduiesc că biserica ascultă cu atenție cuvântul Domnului, nădăjduiesc că tinerii mă ascultă cu atenție, nădăjduiesc că cei de la internet mă vor asculta cu atenție și mă gândesc că vor relua mesajul de pe internet și îl veți reasculta, îl vom reasculta. Este un adevăr profund în ceea ce Dumnezeu ne revelează prin Duhul Sfânt, prin Mica. Ce se întâmplă? Locuitorii din Marot tremurau. De ce? Pentru că vedeau că vine peste ei nenorocirea. Și au văzut lucrul acesta al nenorocirii începând cu Ierusalimul. De la Ierusalim prima dată. Acolo s-a coborât mânia Domnului prima dată, spune profetul Mica. Și cu toate, repet, cu toate că locuitorii din Marot au văzut că Ierusalimul este bătut, este nenorocit, locuitorii din Marot nu s-au pocăit. Așteptau să le meargă bine, făcând răul.
Așteptau să le meargă bine trăind în idolatrie. Pentru că ia uitați-vă în Mica, ca să cunoaștem baza, Mica capitolul 1, citesc de la versetul 3. Căci iată că Domnul iese din locuința lui, se pogoară și umblă pe înălțimile pământului. Fiți atenți! Sub el se topez munții, văile crapă, ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râu. Și toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacob, din pricina păcatelor lui Israel. Dar care este nelegiuirea lui Iacob? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este Ierusalimul? Uitați-vă în versetul 7. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plățile ei de adulteră vor fi arse în foc și voi pusti toți idolii, că din plăți de adulteră i-a adunat și în plăți de adulteră se vor preface. Uitați-vă la capitolul 2, primele două versete. Vai de cei ce cugete nelegiuirea și fără screle în așternutul lor. Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc dacă le stă în putere. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele. Dacă doresc casă, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Parcă am fi la București. La Los Angeles. La New York. Oameni care așteaptă să le meargă bine, așteaptă să le meargă viața bine, așteaptă să le meargă familia bine, așteaptă să întemeieze familii bune. Și așteptarea aceasta este bună. Problema este că rău este cum așteaptă. Așteaptă în idolatrie. Așteaptă ca cei din Ierusalim. Făcând răul. Făcând răul. În societatea contemporană, sistemul politic și sistemul religios chiar, uitați-vă bine, îl scot pe Dumnezeu din școală, îl scot pe Dumnezeu din procuratură, îl scot pe Dumnezeu din mintea și conștiința copiilor, a generației tinere. Și în toată această vreme așteaptă America să fie binecuvântată, așteaptă Europa să fie binecuvântată, așteaptă Australia să fie binecuvântată, așteaptă familiile să fie binecuvântate. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu nu trăiește, nu binecuvintează pe cei ce trăiesc în neorânduială. Dumnezeu nu face să prospere pe cei care îi întorc spatele. Familii care divorțează, ne facem ce vrem. Faci ce vrei? Uite-te în aceste zile la politicienii de aici din America, la cei care au candidat pentru președinția Statelor Unite. Uite-te la ei, faci ce vrei? Și nu se întâmplă nimic? Nu cred. Nu cred. Soți infideli, soții înșelătoare, tineri promiscuoși, persoane dependente, biserici adormite și nepăsătoare. Așteaptă toți să fie binecuvântați, așteaptă toți să le meargă bine, așteaptă toți să le crească toate lucrurile, ca și cei din Marot. Dar făcând rău, făcând lucruri împotriva Domnului. De aceea, voi veni în fața dumneavoastră ca să învățăm, să ne îndreptăm, să ne corectăm cu un mesaj pe care l-am intitulat Așteptări dezamăgitoare. Așteptări dezamăgitoare. În primul rând, așteptare și dezamăgire. Ne uităm din nou la pasajul acesta din Mica, 1 cu 12, partea 1. Locuitoarea din Marot așteaptă cu îngrijorare binele, dar răul a și coborât. Așteaptă binele, dar răul a și coborât. Este foarte greu pentru om să învețe ce este bine. Uitați-vă la copiii noștri, la tinerii noștri. Părinții le spun, alegerea ta nu este bună. Planul tău nu este bun. Că ești băiat, că ești fată. Gândurile voastre nu sunt bune, intențiile voastre nu sunt bune, lucrurile pe care le faceți nu sunt bune. Sfârșiți în rău, sfârșiți în mânia lui Dumnezeu, sfârșiți în pedeapsa lui Dumnezeu. Dar în nepriceperea lor, măcar că ei cred că știu toate lucrurile, în nepriceperea lor îți răspund în felul următor. Vrem să vedem pe pielea noastră, așa cum ați făcut și voi. Și părinții voștri n-au făcut lucrurile acele. Poate că unii dintre ei. Dar nu se vrea asta că dacă cineva a băut o travă, trebuie să bei și tu, să vezi că nu-i bună.
Nu semnează că dacă cineva a greșit și a făcut păcat și de atunci tot o trage și tot o duce și urmele ei se tot văd. Trebuie să faci și tu la fel ca să-ți meargă toată viața cu amărăciune. Dragul meu, dragul meu, dacă aștepți binecuvântare, dacă aștepți îndurare, Dumnezeu și știu că o aștepți, nu poți aștepta făcând răul. Nu poți aștepta sunt în neascultare. Nu poți aștepta sfidând pe Dumnezeu. Nu poți aștepta sfidând pe oamenii lui Dumnezeu. Nu poți aștepta sunt în faptele în care stai. Nu poți aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu stând în condiția în care ești. Măcar că în conștiința ta îți vorbește Dumnezeu mereu, îți spune că ce faci nu este bine. Se vede deja nenorocirea. Răul a coborât la poarta Ierusalimului, spune aici pasajul. Răul a coborât la poarta Ierusalimului. Cei din Marot au auzit că Ierusalimul a fost lovit. Și au văzut de ce? Din pricina idolatriei. Va zice cineva, eu trăiesc în idolatrie? Aș vrea să vă spun, foarte mulți trăiesc în cea mai cumplită idolatrie. Dacă astăzi nu sunt statui, dacă astăzi nu sunt chipuri turnate sau chipuri cioplite în societatea contemporană, vestică, civilizată, a bisericii, vreau să vă spun, idolul cel mai mare cu care ne luptăm toți este euul. Este euul. Suntem așa de preocupați cu euul, așa de preocupat cu mine, ești așa de preocupat cu tine, încât nu mai vezi nimic, nu mai auzi nimic, nu vrei să vezi nimic, nu vrei să auzi nimic. Dă-mi voie să te provoc, poți, dă-mi voie să-ți provoc gândul. Auzi plânsul soției neglijate? Eu nu-ți dă voie. Auzi geamătul soțului înșelat? Eu nu-ți dă voie. Auzi plânsul familiei abandonate? Eu nu-ți dă voie. Auzi plânsul celor care nu și-au primit plata măcar că au lucrat pentru tine? Eu nu-ți dă voie. Auzi sfatul părinților care spune, ascultă de noi dacă vrei să-ți meargă bine. În mândria și în aroganța ta nu poți să auzi, pentru că euul tău este un idol atât de gras și atât de mare că te-a furat de-a dreptul. Dar dă-mi voie să spun, ți-a furat și binecuvântarea. Ți-a furat și binecuvântarea. Pentru că Dumnezeu nu onorează idolatrie. Nu onorează idolatrie. Poate că nu vrei să vezi. Uite-te unde ajung beții. Uite-te unde ajung drogați. Uite-te ce se întâmplă cu despoții lumea acesteia. Ai văzut soarta celor ce l-au părăsit pe Domnul vieții? Ai văzut ce soarte au batjocoritorii? Ai văzut ce și unde ajung adulteroșii? Dacă vrei să ai parte de zile fericite și de binecuvântare, știi unde ajung cei ce ascultă de părinți? În binecuvântare. Dar știi unde ajung cei ce n-ascultă? Și nu vorbim de părinți credincioși. Să nu creadă cineva că face ce vrea. Pentru că nu se poate face ce vrei. Noi nu mai suntem ai noștri. Noi am fost cumpărați cu un preț. Și prețul care eu am fost cumpărat, prețul cu care tu ai fost cumpărat, dacă te numești creștin, este sângele scump al Domnului Iisus Hristos. De aceea, dragul meu, draga mea, nu pot face ce vreau și nu poți face ce vrei. Nu. Auzi ce spune aici locuitorii din Marot? Au început, Doamne, să ne meargă și nouă bine. Dar nu vrem să părăsim idolatria. I-am văzut că Ierusalimul este bătut. Exact același lucru este și pentru noi. Exact același adevăr este și în Noul Testament. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului 1 Petru 4:17. Căci suntem în clipa. Ține minte acest cuvânt. Suntem în clipa. Când judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? De unde începe judecata? De aici, de unde se cunoaște. Pentru că în această carte din care îți vorbesc scrie următorul lucru, fiindcă ai cunoscut mult, vei fi bătut cu multe lovituri. Judecata începe de aici.
De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, familii, slujitori, oricine-i fi tu, inclusiv cei de la internet. De aceea se cere înțelepciune de sus. Se cere înțelepciunea care vine de sus. Când auzi acest adevăr pe care cuvântul Domnului mi l-a pus în inimă pentru tine, când auzi acest adevăr care este în Sfânta Scriptură, când vezi din istorie că locuitorii din Marot au început să tremure, măcar că așteptau să le meargă bine, așa cum tu aștepți să-ți meargă bine, eu aștept să meargă bine, cine așteaptă să-i meargă rău? Este natural și este bine să aștepți să-ți meargă bine. Este dumnezeiește să ai această așteptare, dar este nebiblic și este nedumnezeiește să aștept și să așteptăm să ne meargă bine trăind în idolatrie, făcând rău, trăind în neascultare, batjocorind lucrarea lui Dumnezeu, întorcând spatele legii lui Dumnezeu, întorcând spatele părinților temători de Dumnezeu, întorcând spatele bunului simț. Faptul că încă suntem în viață este o măsură de har al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a păstrat până acum și m-a păstrat până acum, aceasta nu semnează că Dumnezeu a fost de acord cu păcatul tău sau cu păcatul meu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a zis, îți mai dau o clipă, dar suntem în clipa când judecata trebuie să înceapă. Și începe de unde? De la casa lui Dumnezeu. Uitați-vă în jur, frați și surori, uitați-vă, să ne uităm, frați și surori. Mari oameni ai lui Dumnezeu, mari oameni ai lui Dumnezeu, au continuat să stea în păcat. Ce s-a întâmplat cu ei? Nu vreau să folosesc niciun nume, dar trăim aici într-o țară în care se cunosc toate lucrurile. De unde începe judecata? De la Ierusalim. De la casa lui Dumnezeu. Începe de aici, de la amvon. Începe cu tine care ești în casa lui Dumnezeu. Cu tine și cu mine care cunoaștem legea lui Dumnezeu. Aștept să-ți meargă bine. Să cere înțelepciune de sus. Însemnează că trebuie să ne îmbrăcăm cu înțelepciunea care vine de sus, despre care vorbește Iacob, capitolul 3, versetele 17-18. Înțelepciunea care vine de sus este curată. Asta este prima condiție, este curată. Și de aceea, în această înțelepciune curată, Iacov spune următorul lucru, capitolul 4, am să citesc de la versetele 13 la 17. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pierde. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudărușiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Dar cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Judecata lui Dumnezeu este gata, este în clipa când pornește. Și de unde pornește? Pornește de aici. Pornește cu mine și pornește cu tine. Putem noi să așteptăm bine și poți tu să aștepți bine. Poți să aștepți să te gândești că făcând ce vrei, este dreptul tău. Ia, este dreptul tău. Poți să faci ce vrei. Dar dacă faci ce vrei, vei și îndura legea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ne uităm în cuvântul Domnului, pedeapsă și har. Pedeapsă și har. Partea a doua versetului acestuia, 12, spune, dar răul a coborât de la Domnul. Dar răul a coborât de la Domnul. Și foarte mult sunt confuși aici. Cum face Dumnezeu rău? Cum coboară răul de la Domnul? Vedeți, dumneavoastră, când aștepți binele, făcând răul, și vine peste tine sau peste mine calamitatea, când în aroganța ta sau în aroganța mea spun nu există Dumnezeu, nu mă interesează legea lui Dumnezeu, ascultați-mă cu atenție, nu mă interesează ce spun oamenii lui Dumnezeu, nu mă interesează ce spun păstorii, nu mă interesează ce spun pastori, nu mă interesează ce spun părinți, nu mă interesează ce spun cei care au dar de profeție, nu mă interesează. Și apoi,
dacă se întâmplă un cutremur, dacă vine un uragan teribil, dacă este un accident de mașină unde sunt pierde de vieți omenești, unde rămân oameni paralizați, unde rămân oameni vegetați pentru viață, care este reacția? O, dar unde a fost Dumnezeu când s-au întâmplat lucrurile acestea? Dacă Dumnezeu așa de puternic, de ce n-a oprit lucrul acesta? Dacă Dumnezeu așa de milos, de ce nu s-a îndurat de oamenii aceștia? Dacă nu avem nevoie de El, de ce să îndure? Dacă îl scoatem din conștiința noastră, de ce să te binecuvinteze? Dacă îl scoți din planurile tale, din calculele tale, de ce să-ți facă bine? Răul vine de la Domnul, dar nu cum crezi tu. Sunt două feluri de răuri în lume. Este un rău moral. Și acesta este răul pe care tu sau eu îl facem știind legea lui Dumnezeu și neîmplinind-o. Acesta este rău moral și acesta vine de la noi și de la diavol. Și apoi este cel de-al doilea fel de rău, este răul punitiv. Răul ca pedeapsă. Acesta vine de la Dumnezeu. Și răul moral niciodată nu vine de la Dumnezeu. Dar răul punitiv, pedeapsa, judecata, pentru că nu-i plăcută, de aceea o numește rău. Pedeapsa vine de la Dumnezeu. Deci haideți să ne uităm la răul care vine de la Dumnezeu. Pasajul nostru spune acest lucru. Dar răul a coborât de la Domnul. Apoi uitați-vă în Isaia 45:7. Eu întocmesc lumea și fac întunericul. Eu, Domnul, dau propășire și creez nenorocire. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. 2 Împărați 6:33. Și împăratul Ioram al lui Israel a zis: iată, de la Domnul este răul acesta, de aceea să mai aștept ceva de la Domnul? Frați și surori, doamnelor și domnilor, din nou, răul moral nu vine de la Dumnezeu, dar răul punitiv, judecata, pedeapsa pentru răul moral vine de la Dumnezeu. Pentru că uitați cum lucrează Dumnezeu. Dacă cineva face rău și Dumnezeu încă îi dă viață, ascultă cu atenție, dacă cineva face rău și Dumnezeu încă îi dă viață, pentru că plata păcatului este moartea, apoi, dacă cineva face rău și nelovit cu moartea de către Dumnezeu, ființa aceasta continuă din nou să facă rău. Dumnezeu îi vine înainte cu mustrare. Poate 2 mustrări, poate 3 mustrări. Și dacă nici așa nu se îndreaptă omul, dacă nici așa n-ai scăpat de idolul mare numit eu, de plăcerea cărnii tale, a firii pământești, a planurilor tale de om ambițios. Proverbe 29:1, cuvântul Domnului este acesta. Cine se împotrivește tuturor mustrărilor, ce se întâmplă cu el, cu ea? Va fi zdrobit deodată și cum? Fără leac, fără remediu, fără leac. Observă bine cuvântul Domnului. Cine se împotrivește tuturor mustrărilor? De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu până acum? De câte ori ți-a vorbit soția? De câte ori ți-a vorbit soțul? De câte ori ți-a vorbit tata și de câte ori ți-a vorbit mama? De câte ori ți-a vorbit păstorul? De câte ori ți-a vorbit conștiința, Dumnezeu în conștiința ta? De ce spune cuvântul Domnului, suntem în clipa când judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu? Pentru că vei fi zdrobit deodată, este clipa, urmează clipa numai acum. N-ai vrea să te oprești din rău? N-ai vrea să te oprești din rău? Deci răul care vine de la Domnul este un rău punitiv, de aceea duhul rău care a venit peste David de la Domnul nu este duh al Domnului, ci este o pedeapsă pe care Dumnezeu a îngăduit-o peste Saul. Dumnezeu se poate folosi chiar și de diavolul ca să-i împlinească planurile, pentru că pe Dumnezeu în final îl ascultă toate lucrurile. Dacă El cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi și ele capătă ființă și vin în existență, Dumnezeu se poate folosi de ce este deja. Dar în răul Domnului este un bine.
Și de aceea aș vrea să vă uitați împreună cu mine cuvântul Domnului la binele din răul Domnului. Binele din răul Domnului. Este un bine întreit. Ce fel de bine este în răul lui Dumnezeu? Lucru bun sau bine din răul Domnului este că răul lui este suportabil. Este suportabil. Care tată adevărat pedepsește copilul peste puterea copilului de a îndura pedeapsa? Noi vorbim de oameni cu bun simț, nu vorbim de măgari. Scuzați-mi expresia. De oameni care cunosc pe Dumnezeu. Vorbim de oameni care știu ce înseamnă să fii om. Care este mama aceea, la fel ca și tata, care își pedepsește copilul, fiul sau fiica, peste puterea copilului? Care este? Vorbim de oameni cu bun simț, de femei cu bun simț, de mame cu bun simț. Cuvântul Domnului spune în Apocalips 3:19 că Dumnezeu mustră și pedepsește pe cine iubește. Evrei 12:6-11, în special versetele 6-7, spune căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? La fel este 2 Corinteni 7:10-11. Răul care vine la Domnul, pedeapsa, judecata care vine la Dumnezeu este suportabilă. Este suportabilă. Nu este peste puterea ta, nu este peste puterea mea. Și Dumnezeu face lucrul acesta, o să vedem, cu scop ca să ne îndrepte. Pe de altă parte, a doua dimensiune este că răul acesta, judecata aceasta, răul punitiv, nu moral, care vine de Dumnezeu, este nedestructiv. Deci asta este partea bună, este nedestructiv. Fiindcă este trimis de Dumnezeu, este controlat de Dumnezeu. Este controlat de Dumnezeu. Vântul Domnului spune că și un copil lăsat de capul lui, ce face? Aduce rușine. Aduce rușine și dacă are 20 de ani. Și dacă are 25 de ani, încă mâncă de la masa tatălui și a mamei. Lăsat de capul lui aduce rușine. Și drumul lui este spre locuința morților, pentru că firea pământească nu știe merge în altă parte. Planul lui Dumnezeu este nedestructiv. El te scoate din locuința morților. El mă scoate din locuința morților. Te trage din drumul acela. Te aduce din nou pe drumul care duce în sus, spre Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, spre viață, spre binecuvântare. Și apoi, al treilea lucru, a treia dimensiune din acest rău care vine de Dumnezeu, răul punitiv, pedeapsa lui Dumnezeu, este aducător de har. Partea bună este că răul care vine de la Dumnezeu este aducător de har. Pedeapsa lui aduce har. Ce fel de har? Ne întorce de pe calea cea rea. Ne ia gustul lumii din noi. Ne învață experiențe cu Dumnezeu. Ne învață frica de Domnul sau înțelepciunea cu care să umblăm înaintea Lui. Ne alipește de familie și biserica sa. Ne aduce pocăință. 2 Corinteni 7:10-11. Apostol Pavel spune acolo, iată ce pocăință a adus pe voi, pedeapsa pe care am trimis-o peste voi. Ne aduce pacea și neprihănirea. Evrei 12:11. Deci ia, dragul meu, dragii mei, tineri și tinere, părinți și copii, credincioși și oameni care căutați pe Domnul, priviți bine și să privim bine și drept la cine este Dumnezeu și la ce face Dumnezeu. Dumnezeu nu face răul cum îl facem noi, El nu face rău moral. Și de aceea ori de câte ori citești în Biblie și ai citit în Biblie că răul acesta vine de la Domnul, să nu te gândești că Dumnezeu face fără de legi. Dumnezeu nu este autorul răului moral. Dumnezeu este autorul răului punitiv, a judecății, a pedepsei, pentru că atunci când pedepsește, este rău, este greu să suferi pedeapsa, dar răul lui este binecuvântare, este îndreptare. Și apoi, în al treilea rând, așteptarea care nu dezamăgește. Așteptarea care nu dezamăgește. Dacă este o așteptare care amăgește, locuitorii din Marot tremurau. Asta este interesant. Oamenii știu că fac rău și tremură. Și văd că în alte locuri Dumnezeu a făcut judecată și a început această judecată din Ierusalim, cu poporul iubit, cu Israel. Și cei din Marot au știut, dacă de acolo Dumnezeu s-a judecat cu ei, cum să nu se judece cu noi când trăim tot în idolatrie? Facem aceleași lucruri. Sunt interesanți oamenii, măcar că știu că vine pedeapsa peste ei, continuă să trăiască în această amăgire, făcând răul și crezând că în felul acesta, totuși Dumnezeu va fi bun și le va da binecuvântare, le va da îndurare, le va merge bine.
Pentru cei ce ascultă, însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu are o așteptare care nu dezamăgește. Pentru cei ce ascultă de legea lui Dumnezeu, se aude vuie de ploaie. Se aude vuie de ploaie, 1 Împărați 18:41. Se vede norul Domnului, binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă numai cât un pam, cât o palmă de mână, binecuvântarea lui umple întreg cerul. Îți umple viața, îți umple familia, îți umple casa. Se aude. Ia uitați-vă ce face Dumnezeu cu cei ce ascultă, cu cei ce astăzi primesc acest adevăr pe care îl aud din cuvântul lui Dumnezeu, cu cei ce astăzi sunt confruntați în conștiința lor, cu viața lor, cu starea lor și se întorc la Domnul ca să-L asculte. Primul lucru, ridicare pentru cine se încrede în Domnul. Deci prima binecuvântare este ridicare pentru cei ce se încrede în Domnul. 1 Petru 2:6, cuvântul Domnului spune în felul următor. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Poate că te uiți în jurul tău și sunt sigur că ai făcut lucrul acesta. Și aștept să vină binecuvântarea și pentru tine, îndurarea și pentru tine. Te uiți în jurul tău și vezi pe cei care fac răul că le merge bine. Și prosperă și au toate lucrurile. Și tu postești, tu te rogi, așa cum zicea Asaf în Psalmul 73. Îți chinuiești sufletul cu post, cu rugăciune, plângi înainte de Dumnezeu și încă pentru tine n-a venit binecuvântarea. Nu te ruga pentru pedeapsa nimănui, binecuvântați și nu blestemați, faceți bine celor ce vă fac rău, continuați să vă rugați și pentru cei pe care v-au asuprit, dar aduceți întotdeauna problema voastră înaintea lui Dumnezeu. Rămâneți credincioși lui Dumnezeu, pentru că, așa cum spuneam, se aude vuie de ploaie, îndurarea lui Dumnezeu vine peste tine. Dumnezeu te ridică, Dumnezeu mă ridică, Dumnezeu nu lasă biserica sa și nu lasă copiii lui să plângă într-una. Nu, acesta n-ar fi Dumnezeu. Acesta este un zeu de al poporilor. Dumnezeul nostru este viu. Și pentru că știe că te doare și pentru că știe că mă doare și pentru că te știe și vede că dacă faci bine, așa cum El a spus-o ca un principiu de la început, Geneza 4:7, Caine, nu este așa, dacă faci bine, bine vei fi primit? Dacă asculți de Dumnezeu și mergi și trăiești în acest principiu universal al semănatului și seceratului, ce seamănă omul, aceea va secera, Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu te va binecuvânta. Israel trebuie să aștepte 3 ani și jumătate să vină ploaie. Și atunci, când s-a înorat de ploaie, a zis, ai un nor mai cât o palmă de mână. Ilie a zis, ajunge. Dacă e cât o palmă, ajunge. Pentru că Dumnezeu știe să binecuvinteze. El te ridică, El mă ridică. Pe de altă parte, o așteptare care nu dezamăgește, Dumnezeu onorează speranța celor ce se reazmă pe promisiunile Lui. Evrei 10:23. Să ținem cu tărie la mărturisirea speranței neclintite, deoarece credincios este cel care a făcut promisiunile. Cel ce ți-a făcut promisiune și cel ce mi-a făcut promisiune, că dacă ascult de Dumnezeu, dacă rămân în legea lui Dumnezeu, dacă nu mă duc după firea mea, după dorințele mele, după neascultarea mea, după ambițiile mele, după încăpățânarea mea, ci mă duc după legea lui Dumnezeu, care este legea Duhului de viață, Dumnezeu onorează o speranță de felul acesta, că te va binecuvânta. El nu poate să mintă. Evrei 6:16-19, de asemenea versetul 18. El nu-și poate uita făgăduințele, Evrei 10:23. El nu poate să-și dezonoreze numele din pricina celor ce le-a vorbit. Ezechiel 20:22. Ezechiel chiar spune acolo, voi Israele, oriunde v-ați dus, în orice țară ați fost împrăștiați, ați făcut de râs numele Lui Dumnezeu, pentru că așa vorbește Dumnezeu cu ei. Mi-ați batjocorit numele. Cei care v-au știut că sunteți poporul meu s-au uitat la voi și au dat din cap și au zis, acesta este poporul lui Dumnezeu. Dar uitați ce spune Dumnezeu în continuare. Dar ascultă, Israele, eu totuși am să-ți fac bine. Și am să-ți fac bine nu din pricina neascultării tale, nu din pricina comportării tale. Am să-ți fac bine din pricina numelui meu. Dar întâi trebuie să te întorci. Pentru că eu îmi cistesc numele. Eu îmi onorez numele. El ține la caracterul său. Și tu trebuie să faci la fel. Dumnezeu îți va onora speranța. Îți va onora credința. Îți va onora dorința de a fi binecuvântat, de a-ți merge bine. Deci oprește din idolatrie. Răstignește-ți euul, pentru că pocăința aceasta înseamnă. Dacă voiește cineva să mă urmeze și dacă n-ai înțeles până acum, înțelegi în dimineața aceasta, în ziua de astăzi. În seara aceasta, probabil, nu e op. Dacă n-ai înțeles până acum, pocăință înseamnă aceasta. Dacă voiește cineva să mă urmeze, ce să facă? Să-și kill the idol.
să se lepede de sine. Deny yourself. Don't deny God. Deny yourself. Să se lepede de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi. Pușcă-l în fiecare zi. Răstignește-l în fiecare zi. Ia-ți un din ăla gan cu cuie cu care lucrează constructorul și țintește-l în fiecare zi pe cruce. Pentru că îți spun eu, și îmi spun mie prima dată, dacă în fiecare zi, fii atent, dragul meu, dacă în fiecare zi îți răstignesc și îmi răstignesc eu-l pe cruce și umblu cu această cruce în fiecare zi, umblu răstignit în fiecare zi, că asta înseamnă pocăință, dai să poți intra în mașină. Nimănui cu crucea aia nu poți intra în mașină. N-ai să poți să stai în patul nimănui, străin. N-ai să poți intra în bar, n-ai să poți intra la cinema, n-ai să poți sta la computer. Pentru că e incomod. Este incomod. Și te faci de râs, nu? Dar așa se umblă în pocăință, înainte de Dumnezeu. Așa se umblă în pocăință. Așteptarea care nu înșală înseamnă ascultarea rugăciunilor. Deci a treia dimensiune, Matei 21:22. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Ați auzit? Tot. Tot. Tot ce este după voia lui Dumnezeu. Tot ce este în voia lui Dumnezeu. Psalmul 65:2. Tu asculți rugăciunile. Psalmul 65:5. Tu răspunzi cu minuni la rugăciunile noastre. Tot. Roman 8:31-32. Și dacă Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, ci l-a dat să moară pentru păcatele noastre, auziți ce spunem în continuare, ascultă, dragul meu, tânăr și tânără, părinte și copil, bunic, păstor, prieten, indiferent cine fii tu, dacă Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, ci l-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El, nu fără El? Împreună cu El. Câte lucruri? Toate lucrurile. Toate lucrurile. Dumnezeu ascultă. Îți liniștește inima. Filipeni 4:6-7. Nu vă îngrijorați de nimic. Nici de însurătoare, băieți și fete, tineri și tineri. Nici de sănătate, de nimic. Nici de pâine. Și aduceți la cunoștința Lui toate problemele voastre cu cereri și mulțumire. Și pacea Lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, vă va liniști inima în Hristos Domnul. M-am rugat și mă las în grija Domnului. O, ce pace vine când te lași în grija Lui. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și apoi, este ultimul aspect, astăzi sigur sunt mai multe, dar vrem să ne încadrăm în timp util, un seceriș al credinței, este cel de-al patrulea, un seceriș al credinței. Galateni 6:7-9, ce seamănă omul, aceea va secera. Psalmul 125:5-6, ai semăna cu lacrimi, vei secera cu cântări de bucurie. Ce? Snopii îmbelșugați. Binecuvântare, pace, familie frumoasă, sănătate, îndurarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. În concluzie, ce este în inima ta? Ce este în mintea ta când ai auzit cuvintele acestea? Ce aștepți de la Domnul? Ce aștepți de la Domnul? Oprește din discuții ce de lângă tine. Dumnezeu te confruntă pe tine acum. Ce aștepți tu de la Domnul? Fiindcă locuitorii din Marot tremură, așteptăm binele. De ce? Iată că judecata lui Dumnezeu a început la Ierusalim. Dacă vrei să te oprești din tremurat, trebuie să te pocăiești. Dacă vrei să-ți meargă bine, trebuie să te pocăiești. Dacă vrei să te binecuvinteze Domnul, trebuie să te pocăiești. Dacă vreau să mă iubească Domnul, trebuie să fiu copilul Domnului. Trebuie să mă pocăiesc, trebuie să ascult de legea Lui. Și când Domnul mi-a confruntat conștiința și ți-a confruntat conștiința, Dumnezeu spune, Lazare, indiferent cum te cheamă, cine ești tu care asculți acest mesaj, Dumnezeu spune în felul următor, există pentru tine așteptare care nu dezamăgește și așteptarea aceasta este ascultare în credință de legea mea și legea mea este legea Duhului de viață. Eu binecuvântez, am planuri glorioase pentru tine, dar dacă n-asculți de lege, vei fi ca cei din Marot. Așteptăm binele, vei tremura pentru că va veni nenorocirea și judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu.
De câte ori te-a mustrat Domnul până acum? De câte ori? Cine se împotrivește tuturor mustrărilor? Crezi că mai este o mustrare pentru tine? Eu nu știu să-ți răspund. Nu știu să-mi răspund. Dar eu cred că este salvare pentru tine și pentru mine. Și salvare este pocăință. Întoarcere la Dumnezeu. Ascultare de Dumnezeu. Crezi lucrul acesta? Vrei să fii binecuvântat? Cine vrea să fie binecuvântat, vă rog cu respect, ridicați mâna dreaptă în sus. Cine vrea să fie binecuvântat? Este cineva, mulțumesc, este cineva care nu vrea să fie binecuvântat? Să ridice mâna dreaptă în sus. Dacă ai răstignit astăzi firea pământească, idolul cel mai hidos, euul, nu vei mai putea să intri unde ai intrat până acum? Nu vei mai putea vorbi cum ai vorbit până acum? Nu vei mai putea avea relațiile care le-ai avut până acum? Nu vei putea să întorci spatele la Dumnezeu cum ai întors până acum? Nu vei mai putea să vorbești cu părinții cum ai vorbit până acum? Și nu vei mai putea să te ridici și să slujești pe Dumnezeu aici în față, cum te-ai ridicat până acum și ne-ai ascultat? Sau aici? Dumnezeu are un har mare pentru noi. Ne-a dat viață. Cuvântul Domnului spune copilașilor. V-am spus aceste lucruri și vi le-am scris ca să nu păcătuiți. Dar dacă am păcătuit, avem la Tatăl ceresc un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, și sângele Lui ne curățește de orice păcat.